Salutare și bine v-a regăsit la un nou proiect Sound Identity. Suntem în 2023, la prima zăpadă 2023 și iată și prima mașinuță, adică nu prima, pardon, a patra mașinuță 2023. A început anul foarte bine, suntem invadați de foarte multe mașinuțe 2023, se pare, așa și toate noi și frumoase. Și cu multe proiecte, poate vă întrebați ce se poate realiza încă pe o asemenea mașină. E, hai să vă dau eu idei, pentru că idei am întotdeauna foarte, foarte superbe. Bun, hai să intrăm înăuntru și să vă detaliez tot. Bineînțeles, vă țin la curent că după această mașină, în principiu îmi vine X7 2023. Și ca să vedeți că sunt pregătit și pentru X7 2023, iată că i-am adus și lui carcaseare aceasta de camera DVR. Ați văzut multe proiecte de ale mele, multe variante unde am zis că extrag acest plastic, introduc alt plastic și are camera DVR, iată, de monitorizare trafic. Aceste camere le am în 3 variante. Chiar și în 4. Am variantă carcasată, iată, exact ca originalul. Dacă sunteți puțin atent, am această, iată, scobitură în ea. Am și aici exact aceeași variantă, iată, de model, să zic așa, în carcasa originală. Deci producătorul a făcut o carcasă perfect identică pe baza căruia pot foarte elegant să-i fac această amplasare. Dacă tot vorbim de mașini 2023, ei, uite că am găsit soluție pentru Porsche Panamera 4 E Hybrid, cel mai nou, 420 de cai sau cât avea, 2023, recent a ieșit din garajul nostru cu lumini ambientale, cu androidizare sistem, ei, cu evacuare electronică, exact cum i-am făcut și aceste mașini, și inclusiv și cu carcasare de genul am pentru Porsche Panamera. Tot recent, acum înainte de sărbători, Lamborghini Urus 2022, i-am făcut această carcasare, dar nu cu așa carcasă, ci cu altă carcasă. Tot le puteți vedea pe canalul meu de YouTube varianta când am schimbat această carcasă și am impus total aceeași carcasă. Iată cât de elegant este practic acest mod. Am încercat să întorc un pic și camera să vă arăt și din mod frontal cam care este, iată, varianta de carcasare. Sper că se vede. Deci aceasta va fi varianta lui nouă. Ok? Întotdeauna v-am zis și vă zic, când îmi cereți o ofertă pentru așa ceva, vreau să-i văd botul carcasei, deoarece, iată, aici vreau să văd dacă îmi permite o cameră. Ea fiind acolo o cameră, vreau să știu foarte clar dacă îmi permite să aibă o cameră de DVR. Deci avem loc unde să situăm această operațiune. Deci aceasta este camera de DVR. Mai sunt pregătit cu una. Iată exact ce v-am zis, că vine X7-le 2023, care și el va primi o asemenea carcasare, da? Deci suntem pregătiți și pentru el. X7 2023 Last Edition 100, 1 din 100, chiar prima din 100 care va veni. Deci mă și mir de mine ce mașini vin mai nou la proiecte de genul, dar Doamne ajută, mulțumesc de încredere, sper să nu vă dezamăgesc și sper să fie totul perfect. Dacă mai stăm un pic și mai analizăm ce am putea face încă pe această mașinuță, iată încă folia este și ea pe ea, deci nici nu mă ating de ea pentru că este mașină țiplă nouă, așa. Mă mir că e interesant acest schimbător, era puțin mai fain la seria 8, acel diamant frumos, așa. Bun, deci, ce trebuie să știm? În cazul în care ai Apple CarPlay, că precis se are Apple CarPlay, nu există, am sistemele de androidizare care ce fac? Îți fac permiterea de a avea full touchscreen, full tot ce înseamnă Netflix, YouTube, HBO, Digi Online, televiziune, video, audio, video player la maxim, da? Deci ceva superb, ok? Varianta a doua, ce aș mai putea face? În cazul în care n-ai camere 360, pot să spun. Cazul 3, am avut X6 G06 anul trecut 2022 varianta, care n-avea nici măcar aici plasă cu Twitter, da? Și am schimbat plasele, i-am pus Twitter-e superbe, i-am pus asemenea plase și în stânga și în dreapta.
Totodată am completare de sistem audio în cazul în care n-ai un sistem audio bun doar cu tweetere sau poți să-ți fac și tweetere, medii și subwoofer. Așa, deci ceva fenomenal. Atât subwooferele din față, cât și mediile față, mediile spate, pus un procesor de sunet, iese demențial. Am făcut seria 8 2021, 300 de bucăți individual care sunt pe lume. Eu am fost al doilea declarat în lume care am făcut acel proiect. Deoarece Audison Europa a făcut o Connectica Express pentru BMW și în acea operațiune trebuia să dăm, așa zis, un raport că dacă cablajul este bun sau nu. În fața mea, cu o săptămână, a făcut un polonez această operațiune, după aia am făcut-o eu și eu i-am raportat că microfonul dreapta față, pentru că sunt două microfoane, nu mergea. Bineînțeles că pe polonez poate nu l-a interesat și am făcut treaba și la revedere, dar eu m-am dus până în capăt cu constatarea și am fost lăudați în România. Ok, asta e altă, așa zis, operațiune. Având în vedere că aceste mașini au ambientalele lor frumoase, noi putem pune și o completare de ambientale plus, deci am putea pune, de exemplu, ambientale încă aici, în completare foarte frumoasă, tot așa pe ușă dincolo, în buzunar jos, ca să-ți lumineze buzunarul, și asta am putea o face. Am mai făcut X6G06 varianta când am făcut pornire din ceas inteligent din telefon, așa. Monitoare tetiere, tot așa, respectiv la domnul care a venit din Galați și am pus monitoare tetiere expre pentru puiuți în spate, da? După care am să mă duc în spate și am să vă mai zic restul posibilităților și ne apucăm de acest bestial frumos proiect, cameră față spate. Deja cablarea am pregătit-o aici, așa că hai să ne apucăm și doar să vă arăt repede ce se mai poate face din spate. Dacă suntem aici în spate, deja puteți auzi foarte clar că sistemul nostru tot lucrează. Și de ce zic că sistemul nostru tot? Deoarece încă partea cealaltă de sistem original nu lucrează. Deoarece, iată că modulul l-am amplasat deja, pentru că am început foarte devreme, cum v-am zis, lucrarea. Modulul l-am amplasat deja jos. Aceasta este conectica care va fi legată la generatorul original și după ce implementăm și generatorul original să vă facem diferențe inclusiv de un generator cu două generatoare, să vedeți cum sună și care este diferența între ce este realitatea. Va? Bun, și atunci despre ce este aici vorba, mai exact în sistem. Mașina are deja un generator de sunet gata implementat de fabrică, care noi practic l-am completat cu încă unul, da? Nu este tot originalul, este de fabrică, cum v-am zis, este de marca lor, deci nu este de marca noastră, așa? Și completarea am făcut-o printr-un modul care preia tot ce înseamnă accelerarea, dezaccelerarea și tot ceea ce este existent în sistem, da? Îți face pops and bams, rateuri și tot într-un mod extra elegant, așa? Și acest modul este responsiv pentru a acționa atât modulul generatorul TOR, cât și generatorul original. Ok, în prima fază hai să vă prezint, să zic așa, varianta de cameră DVR, după care am să vă implementez și am să vă arăt inclusiv și varianta de TOR un pic cu unul și cu două generatoare, ca să vă fac o diferențiere, sau dacă nu, maxim, am să împart și să fac două vloguri separate, da? Dar, repet, în relativ, un BMW așa nu îți face. Iar ca dovadă, acum rapid voi face o selectare de mașină. Da, iată, uite, am și stins, iată că îi fac o diferențiere, deci ca să-l auziți că deja funcționează pe varianta de TOR, da? Deci ceea ce este acum este doar difuzorul TOR, noi am pregătit tot sistemul și mai suntem cu conectica care o cablăm pentru a activa și generatorul original, ok? Deci aici am vrut să ajung eu cu dumneavoastră că, ca să înțelegeți că s-a montat un difuzor TOR și generatorul original va fi implementat. Bun, hai să trecem la treabă, să montăm camera de vedere, după care să vedeți total tot ceea ce este tot proiectul de la A la Z. Apropo, tot la partea aceasta de spate, de haion de spate, dacă ai sistemul de ridicare sau nu îl ai, eu pot să-ți fac să ai sistemul acesta de ridicare haion electric, în cazul în care nu l-ai, pe orice variantă și tip de mașină, sau funcția aceasta ca să-i dai pe sub mașină, da? Să-ți poată deschide haionul, ok? Văd că nici acesta nu l-are, pot să ți-l fac, să-ți lucreze și să-ți deschidă partea de spate. Dacă nu-ți face mașina
Dacă nu ai keyless entry, așa? Keyless entry, tu în momentul când te apropii de mașină, în cazul în care se deschide toată mașina, se dezarmează, tu foarte elegant poți să vii și cu piciorul frumos poți să-ți deschizi partea aceasta de haion din spate, da? Deci poți să-ți faci această operațiune foarte, foarte simplu. Bun, iată hotărul duce mișto, sună, hai să mergem și hai să facem tot ceea ce este necesar. Între timp am început cu partea dorsală, deci dacă tot am evoluat la partea de cameră de vere, iată să vă arăt aproximativ unde bate această cameră, da? Iată, cam aici va fi ea amplasată și fixată, da? Și totodată, dacă tot am făcut aceste mici operațiuni, rapid, oricum ascultă cu căști, dar o să încerc să fac niște demonstrații, numai să se trezească copilul, că v-am zis că m-am apucat foarte devreme de această mașină, iată deja variantele sport cu un singur generator de la Thor, da? Fără ajutorul sistemului care încă nu este conectat de la cel original. Deci aici sunt doar câteva tonalități, iată, simple de la Thor, da? Iată BMW M4, ăsta e foarte tare. Bun, și dacă, de exemplu, iată, îi dau Nissan GT-R-ul Light, Nissan GT-R Sport, deci sunt diferite, sau îi dau, de exemplu, iată, un Hot Rod Light, uite, îi dau un Hot Rod Sport. Să-și aud o diferență și mai rapid și mai accentuat. Dar bun, hai să trecem să montăm camera de vedere. Carcasa este decarcasat deja totul, da? Deci tot am decarcasat. După care, iată, suntem pregătiți și cu varianta nouă de cameră. Vreau să vă arăt plasticul care l-am extras, nu el, ci el, pentru că este într-un mod total perfect, nu l-am rănit, nu s-a degradat absolut deloc. Ia, nu, pardon, acesta este originalul, da? Iată că nu are absolut deloc niciun clips rupt, nici varianta aceasta, toate sunt intacte, pentru că în cazul în care vrei să le folosești, să mai poți face această operațiune. Exact cum am zis, iată, tot frumos carcasat, este perfect. Bun, și acum aceasta este carcasa nouă, cu aceasta, hai să o amplasăm. Suntem pe poziția de fixare, iată, deja jumătate este amplasat sus, ok? Proiect terminat cu brio. Iată ce frumos este carcasat, iată cât de bine a ieșit, excepțional. Excepțional. O să mă duc și din partea aia, dar în prima fază am să-i fac rapid conectarea cu telefonul, după care, iată, deja îmi va prezenta, iată, sistemul atât față cât și spate. Bun. Avem foarte multe opțiuni aici în care ne putem baza. Iată, intru pe settings, îi dau frumos Peep Style, îi bag totul pe față, ok? Iată că îi voi face să se vadă only front. În față, dacă observăm, iată, din acest punct, dacă stau cu camera, totuși cu un S21 Ultra care vede foarte wide, iată că din acest punct el îmi vede foarte larg, inclusiv după dubă. Deci dacă observați, iată, vede mult mai wide decât un telefon S21 Ultra cu care eu fac această filmare. Totodată de aici, da, din acest punct, iată unde este acea deschizătură, unde sunt ei, vede inclusiv și acea deschizătură până acolo. Bun, dacă îi dau din settings, am Peep Style, îi dau only back, ok? Acum voi trece totul pe spate, ok? Iată ce perfect, îmi vede și acolo. În momentul de față, vedeți, ninge, vedeți, este o condiție puțin mai interesantă, da? Bun, îi dau Peep Style, dacă vreau un pic de față și un pic de spate, da? Deci și această operațiune este perfect vizibilă. Sau dacă îi dau settings, îți dau Peep Style și dau front micuț și dau varianta de spate mult. Deci am și acea posibilitate cu această operațiune. Bun, deci totul este într-un mod super perfect realizat. Am o să ies un pic afară să vedeți, dar hai să-i dau Peep Style-ul only front, da? Îi dau un pic să șteargă și parbrizul. Voi ieși un pic afară ca să vedeți foarte clar și viziunea aceasta. Bun, ninge, dar nu ne interesează. Să se întoarcă camera.
Și iată ce minunat putem avea, puteți să mă vedeți pe mine în centrul mașinii fără nici o problemă, da? Deci când ingecănul, iată, eu sunt acolo, deci sunt perfect văzut în această situație, da? Atât pe stânga, cât și pe partea dreaptă, este totul vizibil și totul văzut în acest ecran de telefon. Iată, eu sunt aici, ok? Și întotdeauna vă zic când vine cineva în această variantă și încercă să vă vorbească ori sau ceva, de aici intră în acțiune partea de microfon, deoarece el înregistrează atât audio cât și pe partea de video, da? Atât în această variantă, cât și aici, dacă eu mă apropiu puțin, iată, sunt la stâlp, sunt la mai puțin, sunt acolo, la mai puțin de un pas, când vine aici și încep să mă cer cu șoferul, totul se înregistrează audio, deoarece are acea opțiune acolo de microfon, ok? Așa, iar dacă mă duc în spate, hai să mergem în spate, da? Bun, să vedem și spatele. Iată că în această metodă și aici sunt vizualizat frumos în spate, deci este totul înregistrat. Bineînțeles că acum, într-adevăr că un pic este din soare și măcar v-am putut face și o asemenea variantă, dar dacă geamul este normal curat, atunci vede corespunzător. Având în vedere că este de interior, este normal să vadă puțin mai interesant. Uite, chiar așa video nu v-am făcut încă, cu ploaie, cu ninsoare, cu una alta, dar în aceste condiții, nu camerele noastre, ci nicio cameră nu este capabilă să facă această operațiune de vizualizare. Acum, pe repede înainte, vreau să vă prezint câteva dintre demonstrațiile cu această evacuare tor, dar că puneți-vă căștile sus, că doar așa o să auziți, ok? Deci sună excepțional. Acum, pe repede înainte, nu l-am pe fiul meu acum aici, dar să vă arăt cât de bine sună, da? Iată, îl sting, fără, și iată cu. Tot așa la Ferrari, iată, cu. Da? Sau deloc fără. Tot așa are Renault-ul Megane RS, acum doar câteva așa. Sună excepțional de bine, iată Audi R8-ul. Iată un pic Mercedes S 63 AMG. Iată Mercedes C 63 AMG. Oricum o să fac o prezentare mai mare în care o să vă prezint diferența de 1 și de 2. Da? Dar până atunci așa, numai informativ. Și hai să vedem BMW M4. Asta e foarte, foarte tare. Asta e pentru el excepțional. Și merge în turație maximă. Ok? Deci dacă vreți asemenea gadget-uri, vă stau la dispoziție. Tot ce trebuie să știți, să mă căutați pe tot ce înseamnă Facebook, YouTube, Insta, TikTok. Numai să nu-mi scrieți, vă rog frumos, mesaje. Și atunci să încep să vă zic toate variantele în care mă puteți găsi. În prima și în prima variantă, vedeți în clip, jos, sus, la începutul clipului și la finalul clipului, număr de telefon, website, tot unde puteți vedea diverse produse. În al doilea mod, puteți să mă căutați pe tot ce înseamnă Facebook, TikTok, Insta. Pe TikTok mă găsiți Sandu Hifi, unde deja am expus acest proiect minunat, da? După care, pe TikTok mă găsiți Sandu Hifi, pe partea de Facebook, repet, fără mesaje, și mă puteți suna de luni până sâmbătă, între orele 9 și 19, pe Facebook tot ce înseamnă Sandu Hifi, Sandu Vancea, soundidentity.ro, Tor Oradea Dealer a autorizat partea cu evacuările, cât și pe varianta de Tor Oradea Dealer a autorizat și încă zine scaune Oradea. Totodată pe Insta, Sandu Hifi, soundidentity.ro și Tor Oradea Dealer a autorizat partea aceasta cu evacuările. Pe TikTok, după câte v-am zis, Sandu Hifi, iar pe cel mai mult pe canalul nostru de YouTube, dacă intri Sound Identity sau Sandu Hifi Shop, acolo poți să găsești foarte multe dintre ale noastre videoclipuri, unde dacă intri în playlist-uri, apeși pe playlist-uri create, de la 01 până la 14 diverse servicii, de la 15 CP, Alfa, Audi, BMW și Chevrolet. Dacă intri la BMW, o să vezi multe BMW-uri de genul făcute. Dacă intri la 03 Tor Evacuare, o să vezi multe BMW-uri făcute în asemenea mod, da? Dacă intri în partea de 13 camere de vedere față-spate, ei și acolo o să poți să vezi multe de genul, ok? Nu uita, Sound Hifi, Sound Identity, bye-bye!